prieteni, cu voi este Cristina și sunteți pe canalul Alexiunea TV! Mulțumesc, mulțumesc, nu trebuie, da, mulțumesc, mulțumesc! Și cred că v-ați întrebat, băieți, de ce v-am adunat aici? V-am pregătit o provocare, așa cum eu știu și abonații tot știu că sunteți obsedați de telefoane. Așa că am hotărât să le privatizez. Stop! Să nu credeți că o să fie așa de ușor. Cine ultimul va pune mâna pe telefon va câștiga ceva bănuț. Ceva bănuț? Da. Da, eu așa de nevoie de niște bani. Bănuț? Dar mă nu-mi trebuie. De ceas nu? Eu aș pune niște benzină în bac. Mi-ar prinde bine și mie niște bani. Ce telefoane am eu aici, frumușele! Dar cine stă oare a cui telefon e? Al tău, Alex, îl vrei? Na, 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 na! iPhone? Nu mi-ar strica și mie unul? De să-mi fac careva poze. face bine! Foarte bine. Vezi mai atent cu telefonul meu, bine? Nu zgârâi. Să-i dau drumul așa? Nu, tu ce cu tine? Nu! Oh! Ei, nu s-a zgâriat că ce-i cutiuța. Da, băieți. Cristina, dar câte ori au trecut? Da. Exact 8 minute. Minute? 8 ore. Ce? Și cu voi, băieți, chiar așa de independent sunteți de telefoane? Dați să vă spun partea cea mai interesantă a acestei provocări, băieți, este că o să aveți câte o însărcinare în care, poate, dacă o să treceți, o să puteți aveți acces câteva minute la telefoanele voastre. Dar câte însărcinare o să avem? Doar o singură însărcinare. Când credeți că nu mai puteți fără telefon, veniți și mi-o cereți. Mesaj, mi-a venit un mesaj. Să vedem. Nu e un mesaj, e o notificare de la TikTok. Contul Portnoy Family a devenit oficial, dar pentru asta trebuie să accepți acolo pe butonaș să apeși. Da, să accept! No, ce ai uitat de provocare? Nu ai noroc, Sergiu. Eu, cum sunt enervat, mă relaxează foarte mult popitul. Salut, Alex! Salut! Alex, încă nu ți-e dor de telefonul tău? Că am auzit ceva, ți-a venit? N-are ce veni mama pe telefon, mai bine mă joc cu popiturile și după asta o să primesc bănuții. Dar dacă eu îți dau provocare, accepti? Dar stai un pic, nu eram eu ceea care dă provocările? Noi o să schimbăm regulile puțin. Ce zici? Sau ți-e frică? Hai că te fac și în provocarea asta, hai să te văd. În ce constă provocarea? Trebuie să luăm un popit și o biluță. Și biluța aceasta trebuie să o punem într-o găurică de aceasta. Uh-huh. Și noi trebuie să o întoarcem. Știu. Și trebuie să apăsăm. Da. Și cel care dă de biluță, cel da. Pierde? Da, ai înțeles corect. Dar cine ne ascunde biluța? Noi nu trebuie să știm. Cred că operatorul, da, ca să nu știm noi. Da.
Închidem ochii? Da! Suntem gata? Da, cred că. Gata? Hai. Gata! Hai să începem! Eu una, tu una, da? Da. Hai! Oh, no! Opa, 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 dar cine ai zis că o să câștige? Hai să-mi dai și tu provocare. Vrei? Și tu ești de acord să-ți rosești ultima ta provocare? Da, dar ce? Deci, în ce constă provocarea mea? După cum vezi, aici avem multe, multe păhărele, dar sunt și careva care sunt numerotate. Aceste cifre înseamnă minute să stai în telefon. Dar nu fă wow! Pentru ca să ajungi la aceste păhare, trebuie să le dai pe toate celelalte jos în 5 secunde. Și dacă reușești în 5 secunde să le dai pe toate, toate, și să ajungi la aceste pahare, atunci ce pahar din acestea le vei da jos, atâtea minute vei câștiga în telefon. Sunt gata! Start! 1, 2, 3, 4, 5, gata! 8! Toate le-ai dat? Da! Așa, ține! Ce faci? Păi tu doar n-ai menționat care telefon să luăm? Da, corect. Așa că, pa, pa! Ai 8 minute. Da, da, hai. Eu am decis să calc cu hoverboard-ul telefonul Nanujen, pentru că el nu o să se folosească de el. Dar când eu o să câștig banii, o să-l cumpăr. Nu, telefonul o să cumpăr. Deci să-l punem. Ei, ce faci? Ce faci, Alex? Păi, am câștigat câteva minute și am decis să iau telefonul tău. Hei! Alex, ți-au expirat minutele! Oh, Cristina, mulțumesc că-ți rămân dator, a rămas cu telefonul întreg. Las că ți-o fac eu ție. Vrei? Nimic. Oh, știi ce m-am gândit eu? Ce? Că orice aplicație, noi azi o întâlnim de zi de zi. Și avem noi nevoie de telefoane. Bună, îți pun o întrebare. Ce timp e afară? Acuș? Auma. Auma. O, zeule! Au! Afară sunt... minus un grad! Și la poviță, ninge afară! Este frig! Pe mâine sunt... preconizate 2 grade! Plus! Aha, n-o să te întreb cum ai aflat și prin ce metode. Bine. Tu nu vrei provocare? Vreau. Tu vrei? Vrem. Noi vrem. Să vă prezint provocarea lui Sergiu. Ta-da! Aici avem păhăruțe numerotate cu câte minute va sta Sergiu în telefon dacă va câștiga. În ce constă provocarea? Avem aici o minciuță pe care trebuie să o punem pe buze
și să o suflăm, în care păhăruț va nimeri mingiuța noastră, atâtea minute va avea Sergiu la dispoziție pentru telefon. O să aibă 3 încercări. Hai, Sergiu, nu te rușuna! Culca! Hai că totuși ești soțul meu. Hai să-ți pun o pernuță, așa să-ți vină bine și mingiuța. Ai înțeles cum merge provocarea? Da. Ai 3 încercări. 3 ori 8 și 24 de minute, da? Deci numerez de 3 ori în 8. Stau jumătate de oră în telefon. Da. Legendary! 2 minute! Acum mâna scoate? Nu scoate, deloc nu scoate. Da, mulțumesc. Oh, ești greu. Mi-au și perna cu mine. Mergi să-ți dau telefon. Da, ai 2 minute toată sus, 120 secunde. Ce faci, Sergiu? Da, ți-ai faci că a câștigat 2 minute. Da. Adică au câștigat 2 minute. Acum stau la telefon pentru că... Păi i-am dat o provocare. Sunt mega... Super profesional. Da, vrei tu? Vrei să încerci tu? Sigur că vreau eu telefonul, vreau înapoi. Nu știu dacă ai să reușești. Ce să reușesc? E cam grea provocarea. Să suflu mingea, liber. Liber. Fără nicio problemă. Poftim! Serios? Da, acolo la mine știi mai multe minute, îmi dai și mie. Ok, nicio problemă. Nu ți-am pasat provocarea. Nu-ți fac griji, câștig eu. Nanu Jenea spune că mereu e ușor. Dar când începe treaba, o dă în bară. Să vedem cum o să facă. Da, corect. Și suflu, unde suflu? Culcat! Culcat! De spate! Ține perna. Mulțumesc! Așa, ai să ai 3 încercări, pui pe buze biluța și sufli. În care păhăruț nimerești, atâtea minute vede la telefon. Gata? Da, sunt gata. Ești pregătit? Da, o iau ce? Prima picie cu 8. Da, așa au spus și Sergiu, că are 24 de minute. Ai pălit-o picie cu 8. De aproape! Ce de aproape a fost! Da, tu ai văzut? Da. Dar v-am lovit-o, am 8 minute, nu? Nu, no, trebuie să nimerești. Da. Dar cum așa? Este așa stai că am o idee. Ai ultima șansă? Da, și ultima o să fie. Bombă? Mhm. Oh. Încă puțin. Cum așa? Ua. Nimeni n-a interzis televizorul. Dar și pentru ce îmi trebuie telefonul dacă televizorul YouTube are? Are. Voi vă uitați la canalul meu? Da, eu tot mi-am dat canalul meu. Sunt fericit! ATV-ul? Ce să sun la poliție? Da. Ai pierdut! Ai pierdut! Ești eliminat! Cum? Bănuți n-a să primești! De ce am reacționat? Așa, mi-au rămas 2 telefoane, dar mă gândesc că nu mi-ar strica și mie niște bănuți. Am o idee! Ce-ar fi dacă i-aș face băieților ceea ce am făcut și lui Alex? Adică niște prank-uri ca să iasă din joc. Scrieți în comentarii. Sunteți de acord cu mine? Sergiu, ai câștigat! Poți să mergi să-ți iei telefonul! Da? Da! Ce super! Cât am așteptat asta!
Eugen, ai câștigat! Ups! Telefonul meu, come here. Telefonul meu, unde e telefonul meu? Așa, băieți, haideți să vă aduc aminte care au fost condițiile jocului. Condițiile au fost că cine o să pună ultimul mâna pe telefon o să câștige. Așa cum ați pus mâna ambii, câștigă Cristina!